Incidentul s-a produs în drobeta Turnu Severin, la intersecția străzii Crișan cu bulevardul Mihai Viteazu. Polițistul era în misiune împreună cu un coleg al său când a văzut că un șofer trece cu mașina pe culoarea roșie a semaforului. Imediat ce l-a oprit și a cerut actele, soția conducătorului auto a devenit recalcitrantă. A invocat probleme medicale care i-ar fi făcut să se grăbească. În timp ce desfășura activități de supraveghere a traficului rutier la intersecția străzilor Crișan cu bulevardul Mihai Viteazu, polițistul a oprit pentru control un autovehicul în care se aflau 4 persoane. Conducătorul acestuia a trecut pe culoarea roșie a semaforului electric. La solicitarea documentelor, șoferul a înmânat documentele, motivând că nu are timp să aștepte pentru că se grăbește. Totodată a devenit recalcitrant, manifestând o atitudine necorespunzătoare. Ulterior, bineînțeles, a fost sancționat de către polițist. Polițistul a fost împins, iar femeia a găsit de cuvință să-l muște de un deget de la mâna stângă. Subofițerul a depus plângere, iar cazul a ajuns la parchetul de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin. În timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu la intersecția bulevardului Mihai Viteazu cu strada Crișan din municipiul Drobeta Turnu Severin, lucrător de poliție Bărbulescu Constantin din cadrul poliției municipiului Drobeta Turnu Severin, birou rutier, a oprit în trafic un autoturism marca Golf. În timp ce lucrător de poliție intenționa să-l leștimeze pe conducătorul autovehicului, la fața locului și-a făcut apariția două persoane de sex feminin, ocazie cu care una dintre acestea l-a mușcat de membru superior stâng pe agentul de poliție. În cauză se efectuau cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiuni de ultraj. Procurorii au deschis dosar penal pentru ultraj pe numele femeii, iar soțului acesteia i s-a reținut permisul de conducere pentru că a trecut pe culoarea roșie a semaforului.